Am ajuns la despărțirea în silabe. La despărțirea în silabe, în tematica voastră, aveți doar după principiul fonetic. Eu, în schimb, vă explic și principiul celălalt după structură morfologică, ca să știți că există. Și dacă vă dă, măcar să știți că există, da? că să fiți conștienți de asta. Despărțirea în silabe, în prima, la prima vedere nu pune probleme, dar ce nu știu eu, despart în silabe, dă un colo de treabă. Aveți grijă, nu vă uitați pe, pe site-uri de genul silaba.ro sau nu știu cum îi zice, pentru că nu e corect ce e acolo, da? Bun. Știm că într-o silabă există obligatoriu o singură vocală. Ce înseamnă principiul fonetic, da? Că ne referim la la uh, grupurile da, de sunete, cum se despar de fapt din punctul acesta de vedere al pronunțării și al grupurilor de sunete. Da? De exemplu, două vocale alăturate, știm, care formează hiat, se despart. Ale, ființă da? și așa mai departe. Alcool. Uh, atenție, în schimb, la cuvintele acestea care se scriu cu 2 E, da? splinul, Uh, columb, da? El, de fapt, eu aud un singur sunet acolo, splin. Splin, dacă mai știți cei care au dat bacul anul ăsta, știu că au învățat uh, despre splin uh, la Bacovia. E starea uh, aceea de uh, angoasă și monotonie și plictiseală și tristețe, da? Uh, 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 în același timp, da? E, aici nu desparcă, de fapt, n-am două vocale. Uh, când am un diftong și un triftong, da? A, Z. t iau. Dar aici nu sunt probleme, pentru că pur și simplu știi să desparți corect, că auzi, da? uitați aici, am scris cu roșu că mi s-a părut mai greu. În șe, uea, z. U, e, a formează un triftong. O consoană între două vocale trece în silaba a doua. Re, c. Da? Bine. aici e grupul C, da? Care e urmat de o vocală pentru că în silaba C am nevoie de vocală. Atenție la X, da? litera X, deși notează două consoane, în despărțirea în silabe se consideră ca o singură consoană, adică trece în silaba următoare. Facem diferența, în schimb, la cuvintele cum este megidia. Megidia, eu îl scriu d g i dar d g i de fapt formează sunetul G. Și atunci despart me G, D, A, da? Nu despar D-ul de G, da? Că n-are rost, că nu le au despărțit. Boș deu, Avem grijă la acest cuvânt, se desparte Boș deu, În schimb, cuvântul acesta, uh, acesta, mausoleu, după dom 2, se desparte mau, so, leu, da? Deci după dom 2, dar după dom 3 Se desparte cum de fapt se aude da, Și îl pronunțăm de obicei MAU SO LEU da? Asta e după dom 3 Și da? înseamnă că ambele variante sunt corecte? Înseamnă că atunci când au dat Tematica și bibliografia Ar fi trebuit să aleagă Dumnezeului Ori dom 2, ori dom 3 Ei ce spun acolo este că ambele variante Pot fi luate în considerare Da, teoretic da, numai că eu sper totuși să se ferească de cuvintele acestea. Eu ce înțeleg din anunțul lor este că se vor lua în considerare doar acele cuvinte care au aceeași formă în ambele dicționare. Da? Deci că n-ar trebui o, să. Cine sfătuiți? Cine sfătuiți? Care varianta să o luăm în considerare? Păi eu vă sfătuiesc să le știți pe amândouă. Da, atunci eu vi le tot spun pe acestea mai care apar mai des și în funcție de, de situație să vedeți care se potrivește, le luați un pic prin eliminare și vedeți ce vor ei. Eu sper să nu dea așa ceva că este. Nu e nu e corect. Nu la orice. Dar dacă la academie, deși da, la academie, așteptările sunt altele, da și de obicei subiectele sunt foarte bine construite La școlile de poliție, aproape la fiecare sesiune de admitere Se strecoară ceva care n-ar trebui Și atunci e bine să fiți pregătiți pentru orice De astea vi le mai spun și în dom 2 și în dom 3 Ca voi să, să le știți, să fiți conștienți de, de diferențele astea Am da. de machian, cum îl doamna? În orice fel de dicționar este, uite cum e, machiaj Da, îl țin binte pe asta. Și atunci, de machiant, tot ce vine, tot ce are legătură cu machiaj, se desparte așa. Machiaj, da? Am înțeles. Îl ținem minte. Mulțumim. Da, sunt câteva pe care, câteva mai multe, pe care noi o să le tot repetăm și pe care le țineți minte. De aceea am preferat să încep cu fonetica și să nu o las ultima. Pentru că la fonetică, și săptămâna viitoare, vocabularul, sunt foarte multe. Um, Aspecte care nu pot fi memorate, ci care, prin repetiție, da? cuvinte de genul acesta, care, prin repetiție, se, se țin minte. Nu așa, pur și simplu. Și atunci am preferat să pun fonetica la început, ca până în noiembrie, când dați voi examenul, să tot avem exerciții de genul acesta. Da? Ca să tot repetați din cuvinte. Deci eu știu că două consoane, între două vocale se despart. Da? Adică dacă eu am cuvântul castel, despart. S și T sunt două consoane între două vocale și le despart. Însă, B, C, D, F, G, H, P, T, V, urmate de L sau R, nu se despart. Adică o să spun SU, PLU, nu SUP, LU. SU, PLU, pa -tru. De cele mai multe ori ne sună uh, uh, Bine să le despărțim, așa, și atunci nu prea se greșește la, uh, acest, uh, la această regulă. Trei consoane între două vocale se despart după prima consoană, de exemplu, fil tru, con, struct, tor, ei sunt chiar patru, da? Însă aveți grijă la cuvintele acestea, lin, gvist, de lin, cvent Vi le-am scos pentru că ele apar des prin uh, examene. Însă, sunt câteva grupuri în care, de consoane, la care despărțirea se face după a doua consoană, da? Acum, puteți să învățați grupurile așa, L, P, T, M, P, T, M, P, -p și așa mai departe. În schimb, dar eu vă a sfătui să învățați niște cuvinte. Eu așa le-am ținut minte când eram mai mică decât voi, da? Am ținut minte cuvintele acestea și, prin asemănare, le-am aplicat regula și la celelalte cuvinte, da? Deci despart sculp ta, nu scul ta, da? Deci cu l -p în aceeași silabă. Somp tu os, punc ta, arc tic, jert f, ast mul, da? E, acestea trebuie învățate. Uh, și dacă am patru consoane, da, se despart tot după prima uh, consoană, constructor. tor Bine, sunt câteva excepții de aici. Sunt cuvinte gangster, da? Împrumutate din altă limbă. Atenție la vârstnic, se desparte vârstnic, da? Îl ținem minte. E, până aici aveți voi în programă, da? Însă, mai este o regulă pe care eu voi explic. E vorba de cuvintele derivate cu prefix sau cuvintele compuse care se pot despărți în două moduri. De exemplu, dacă am despre. Da? După criteriul principiul fonetic, am grupul S, P, R, un grup de trei consoane între două vocale și atunci după principiul fonetic despart des, Însă, pentru că e cuvânt compus, pot să-l despart și de, spre, da? în funcție de elementele componente. La fel, dacă am cuvântul inegal, da? in, inegal. Pot să-l despart după principiul fonetic. Am o consoană între două vocale și consoana trece în a doua silabă, adică i-ne-gal, dar după principiul acesta, morfologic, despart în funcție de ori de, de structură, adică spun in-e-gal. Da? Asta este așa ca să fiți voi uh, conștienți de ea. Uh, V-am explicat deja asta. Atenție la cuvinte cum este subiect, obiect, da? Se despart subiect, da? Și tot ce ți derivă de la ele, subiectivitate, da? Obiectivism și așa mai departe. Nu se despart la capă de rând abrevierile, cuvintele scrise cu cratimă, da? Nu se despart la capă de rând numele proprii, cum e Popescu, poate să vă dea o astfel de cerință de teorie. Uh, numeralele, așa, al cincilea, scrise și cu litere și cu cifre, uh, nu se despart Ion-Popescu, da? nu pun Ion și Popescu în alt rând, sau 10 și kilometri uh, la început de rând. Da? Trebuie lăsată structura uh, împreună. Uh, hai să despărțim niște cuvinte în silabe. Da? Ziceți voi că dacă eu le citez, le citesc, le citesc uh, deja. U, U, re, -re Aici? O, blon. Că B și L nu se despart. Aici? T, V, T, Aici era. Aici? Ce înseamnă calviție? Chelire, da. Cal, V, C, E. Aici? Qua, for. Uite că era mea, machiaj. Deci aici? Pi e ton. Pi -e -ton. Machiaj deja vi l-am zis, da? Da. Aici. Deu că. Fies. Nu, fies tă. Da? Um. Toate astea în U, O, S se despart. Me, ri, tu, o, U și O sunt două vocale. Mai departe. A, flu, ent. F și L nu se despart. Con, struc, c, e. E, S, t, R. Un grup de patru consoane între două vocale. Uh, grupul se desparte după prima consoană. Aici. Sculp. Sculp. sculp tu, ră. L, p, t, se desparte după a doua consoană. Func, si, o, nal. N, c, t, e grup care se desparte după a doua consoană. Jert, fi, re. R, t, f, tot așa, după a doua consoană. Ia să vedem. Și, fo, mi, er. Da? Pe asta vi l-am mai zis eu astăzi. Atenție la cuvintele acestea două, lingvistică și de lingvență. Da? NGV și NKV nu fac parte din grupurile acelea care reprezintă o uh, excepție. Și atunci despart lin, gvis, vis, ti, k. Da? Aici l-am scris aiurea. Și de, lin, ven, ven, Da? pe când sculptură LPT, da? E grup din um, excepția aceea și atunci zic scul, sculp, tu, r. Reflexiv. Re, fle, xiv. Da? X se consideră ca o consoană, da? Și uh, e între două vocale, trece în silaba următoare. Cred că atât, da?